Ne-ați venit la galeria DAVA 77, o galerie sponsorizată, precum știm cu toții, de firma Metro Service din Piatra Neamț, care a avut minunata inițiativă de a face un spațiu cultural și de a-l reda orașului Piatra Neamț. De data aceasta avem două pictorițe din Iași, două invitate. E vorba de Rodica Postolache. O avem pe partea dreaptă a galeriei, care vine de această dată cu o pictură legată de sentiment și de imaginație. Și pe partea cealaltă avem minunatele picturi a doamnei Angelica Mirela Pagu, absolventa Universității de Art de George Enescu din Iași. Acum, ce este important și ceea ce este nou în această expoziție este faptul că ambele protagoniste sunt la a doua facultate și au devenit artiste în urma unei iubiri sincere pentru artă și pentru pictură. Deci, îi putem spune doamnei Angelica Mirela Pagă, doamna doctore, medic primar la un spital prestigios din Iași. Ei, aici avem rodul iubirii sale pentru peisaj, îmbină peisaje din Bârlad, din periplurile dumneaei, mai ales de la Balcic, și ne aduce prin pictura dumneaei semnale pline de candoare și de frumusețe. Dincoace avem o incursiune, e vorba de doamna profesoară de data aceasta de limbă franceză gradul 1, Rodica Postolache, care, nu mai spun, are numeroase expoziții personale, premii, de altfel și doamna Mirela Pagu la fel. Dar nu aceasta este important. Important este mesajul care îl aduc nou pentru orașul nostru și acest mesaj constă în faptul că oameni de alte meserii au dreptul și chiar talentul și chiar posibilitatea de a ajunge la înaltă performanță artistică. Deci faptul că ai terminat neapărat un institut de artă, se spunem, nu-ți dă și dreptul sau certitudinea valorii artistice. Aceasta vine odată cu munca pe care o depui, cu curajul de a expune, pentru că trebuie spus că fiecare expoziție, dincolo de o cheltuială, este și un mare curaj, pentru că te confrunți cu criticul, cu critica, cu Public. publicul și nu-i chiar ușor. Deci avem de a face, primim în această galerie, să zicem, un sentiment cald, plin de candoare și de iubire și vedem cum degajă, pictura dumneai degajă această frumusețe interioară și dincolo o rigoare a peisajului, o rigoare a candorii, să-i spunem, acel ceva care trebuie bine așezat și bine proporționat. Deci să-i spunem că pe partea stângă am avea un simț al măsurii, specific, sigur, doctorilor. Ei, dincoace avem o libertate a poeziei, o libertate de a face colaj, o libertate de a te juca cu culoarea, o redescoperire a copilăriei din noi, am putea spune. Cam acestea am avut de spus. Și dau cuvântul protagonistelor din această minunată zi. Onorată asistență, încep prin a-i mulțumi călduros managerului acestei galerii, DAVA 77, care ne-a primit în acest spațiu generos. Mulțumesc domnului profesor Gheorghe Cuciureanu, doctor în arte vizuale, care a spus câteva cuvinte foarte simțite despre pictura mea.
Și nu în ultimul rând, vă mulțumesc dumneavoastră că v-ați făcut timp să veniți pe așa o vreme friguroasă să ne vedeți lucrările. Un pictor francez simbolist, Maurice Denis, spunea că o pictură este o suprafață plană pe care un pictor pune culori, deci o materie, într-o anumită ordine. Camilian Demetrescu spunea că pictura este, culoarea este suflet și retină. Prin urmare, pictorul este acela care, printr-un limbaj plastic, transpune o realitate tridimensională pe o suprafață bidimensională, filtrând-o prin propriul suflet. Prin urmare, orice tablou, orice pictură este de fapt o confesiune. A te confesa este un act dificil. În primul rând, îți trebuie o anumită experiență, o anumită vârstă, când ai curajul să îți arăți interiorul și sufletul tău. A te confesa înseamnă să fii un om generos, să simți o bucurie în a împărtăși cu ceilalți propriile tale trăiri. Confesiunea aceasta implică o generozitate, deci, dar implică și o sinceritate. Sigur că uneori este criptică această confesiune, dar pentru cine simte la fel ca mine, deci străbate aceleași cărări ca mine, sigur mă va înțelege. Esența acestor confesiuni este următoarea. Eul meu creator este puternic ancorat în trecut, trebuie să recunosc. Și în acest univers al picturii mele am foarte multe ființe dragi care nu mai îmi sunt alături, că s-au îndepărtat în timp, în spațiu, unii mai sunt, alții nu mai sunt. Și doar prin anumite momente privilegiate de care vorbea Marcel Proust în vasta sa lucrare A la recherche du temps perdu, numai în anumite momente privilegiate noi putem, datorită grație memoriei involuntare, să retrăim anumite fragmente din trecut și astfel să ajungem la acest temps retrouvé, un timp pe care îl recompunem din mici frânturi, pentru că sufletul meu, ca și sufletul multor oameni, nu este decât ca un vechi papirus, un palimpsest, de pe care imaginile se adaugă, unele dispar, altele mai ies la suprafață, deci un palimpsest în veșnică devenire. Pentru că din interiorul meu simt cum anumite trăiri din trecut se învălmășesc să iasă la iveală pe pânze. Ceea ce vedeți dumneavoastră aici este un proiect pentru lucrarea de master, tehnici, experimente de fapt în mix media, în water media, în mediumuri pe bază de apă. Și lucrez foarte mult în colaj cu hârtie manuală, hârtie din orez, din dud, hârtie japoneză și chinezească. Lucrările care sunt prezentate aici ar fi trebuit, acestea care se numesc amintiri, ar fi trebuit să fie 12, pentru că 12 sunt lunile anului, dar nu am adus decât o parte și pentru că nu sunt în totalitate, nu am să fac vorbire despre conținutul lor. Atât spun că sunt pentru fiecare lună câte o lucrare. Spun doar despre acea lucrare care a patra lucrare de pe simeză, care este pentru luna ianuarie, lună în care noi trăim sub semnul lui Eminescu, și am surprins momentul când luceafărul revine în final pe pământ și este pentru o clipă înfrânt de cruda realitate, păstrând în același timp legătura cu lumea celestă. Cromatica este firește, aceea în albastruri, iar amintirea lunii mai este lucrarea de aici, care se numește Sufletul satului. Știți, este dedicată poetului Lucian Blaga, un alt poet drag sufletului meu, și care s-a născut pe 9 mai în satul Ancrăm
și am fost înmormântat la Cluj, tot pe data de 9 mai. Lucian Blaga a vorbit despre satul românesc ca nimeni altcineva. Nu degeaba discursul său de recepție la Academie a fost elogiul satului românesc. Și pentru că lucrarea mea se numește Sufletul satului și nu vreau să distrug frumusețea versului lui Lucian Blaga, permiteți-mi, pentru că este foarte scurtă, să recit poezia Sufletul satului. Copilo, puneți mâinile pe genunchii mei. Eu cred că veșnicia s-a născut la sat. Aici orice gânde mai încet și inima zvâcnește mai rar, ca și cum nu ți-ar bate în piept, ci adânc, în pământ, undeva. Aici se vindecă setea de mântuire și dacă ți-ai sângerat picioarele, te așezi pe un podmol de lut. Uite, e seară. Sufletul satului fâlfâie pe lângă noi ca un miros fios de iarbă tăiată, ca o cădere de fum din streșini de paie, ca un joc de iez pe morminte înalte. Despre o singură lucrare vreau să vă mai spun, de fapt despre două. Icoana bunicilor mărturisește o mai veche preocupare a mea de a trata problema sacrului din perspectiva omului modern, care trăiește într-o lume super cibernetizată, în care a pierdut, de fapt, legătura cu esența sacrului, pentru că noi avem această vagă iluzie că putem accede la sacru prin anumite manifestări, la anumite sărbători, care țin mai mult de obiceiuri, de tradiții, care țin și de un misticism, care este ușor de înțeles pentru că trăim într-o lume care ne ajută să ne pierdem anumite repere. Dar eu cred cu tărie că noi, ca oameni moderni, putem ajunge la și cunoaște esența sacrului atunci când, privind o icoană, un zid de mănăstire, nu căutăm să vedem chipul Sfântului, ci vedem esența divină. Lucrarea de aici, care se intitulează Țipăt în noapte, este de fapt un autoportret, este orice artist, orice creator de astăzi, care uneori este asemenea unui personaj dintr-un film american cu Liza Minnelli, în care personajul țipă sub un pod peste care trece un tren. Este senzația pe care o avem uneori noi, oamenii de astăzi, că noi țipăm undeva și nu ne aude nimeni, trenul este nesfârșit, avem o singură aripă că cealaltă ni s-a frânt, dar cealaltă care mai este într-un zbor spre înalt, deci este o speranță. Cu această speranță, eu vă mulțumesc că m-ați ascultat. Thank you.
curat auditoriu. Mă alătur colegii mele cu mulțumirile aduse patronului galerie și domnului profesor Cuciureanu. Vă mulțumesc călduros pentru prezența alături de noi și încerc un sentiment plăcut că sunt deja într-un cerc de prieteni. Critica, a spus cineva, este arta navigației pentru cel ce n-a părăsit niciodată uscatul. Cred că sunteți de acord cu mine că cel mai bine simțim și înțelegem o stare a unui apropiat când suntem noi înșine în această situație. Mai cred că orice om care se simte puțin creator trebuie să fie sincer, generos și mai ales un mare iubitor de oameni. Eu am cunoscut zbuciumul care te cuprinde în fața pânzei albe. Privești un peisaj sau o natură statică, știi mental cum va fi tabloul, pornești la lucru, iei pensula, cuțitul de paletă, sufletul se încălzește pentru că îți vin în cap zeci de cuvinte, amintiri, dar totul nu-ți folosește la nimic. Ai doar pânza albă, pasta picturală și poți doar să trasezi puncte, linii, să așterni doar pete de culoare. Pictura este un limbaj cu totul aparte. Doar creatorul știe că reușește uneori o lucrare bună doar în câteva ore. Dar, cum a spus Whistler, îți trebuie mulți ani de muncă să faci asta doar în două ore. Alteori muncești câteva zile sau chiar mai mult, revii, adaugi, ștergi sau cureți pânza definitiv și reîncep lucrul. Doar cel care trudește cu pensula își dă seama de asta. Proust, un alt scriitor drag inimii mele, spunea că fiecare creator este asemenea unui fluviu care se revarsă în mare. Privind aceste lucrări, simți cum se revarsă culoarea, care este de fapt lumina spectrală descompusă, teoretizată de foarte mulți, Ethan, Goethe sau George Seurat. Camilian Demetrescu a definit culoarea ca fiind suflet și retină. Mi se pare că această definire a culorii este cea mai cuprinzătoare, pentru că în pictură ochiul artistului vede și apoi filtrează prin sufletul său. De aceea impresioniștii pictau în același timp un același peisaj și fiecare lucrare reprezintă altceva. Iată sufletul meu, aș vrea să spun prin aceste lucrări. Este o lumină care inundă aceste peisaje, este mereu soare, este un verde crud, mugur alb și roz și pur. Bacovian vine în minte în acest moment. Casele vechi nu au nimic mohorât, nimic din tristețile provinciale în peisajele cu arhitecturi. Griurile, îndelung prelucrate în capcana cărora foarte mulți manieriști intră și cad în monotonie și tristețe, la mine sunt colorate, optimiste. Predomină griurile, violet, rozurile, turcoazul, paleta, care ne trimite întrucâtva și la pictorii rococoului, la Watteau, la Leagănului Fragonard, la Nabistum Bornard, care a și fost numit pictor al fericirii, la impresioniști de asemenea. Griurile acestea subtile pot fi descompuse mental, așa cum spunea Van Gogh, în alb, cu roșu, cu ocru, cu siena, cu albastru, de obicei ceruleu cu verde. Dozajul este paleta proprie fiecărui artist. Cum le folosim, în ce proporții, cum ne alegem culorile dominante și cum ne alegem grupurile de culori care să formeze contraste, dacă le vom acorda în gama majoră sau minoră, aceasta ține de alchimia proprie fiecărui artist, așa cum notele muzicale înseamnă de fiecare dată altceva pentru fiecare creator de muzică. În expoziție există lucrări și din taberele de creație de la Balcic, din Parcul Reginei Maria. Liniștea mării, amforele mari, albeața coloanelor vilei Suita, ceramica acoperișurilor și vegetația luxuriantă sunt prezente. Lucrările redau cu exactitate pacea și lumina locului, eleganța arhitecturii și, de ce nu, prezența prin absență a reginei, care este mai vie la Balcic decât oriunde în altă parte. Vă mulțumesc! Thank you.
fronta ta.